Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Așa cum vă anunțasem săptămâna trecută, astăzi îl avem împreună cu noi din nou pe teologul și prietenul meu, Bogdan Ionescu, episcop al Bisericii Ortodoxe Reformate Ruse. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bună seara! Vreau să vă corectez, totdeauna spuneți Biserica Reformată Rusă. Într-adevăr, există biserica aceasta reformată, ortodoxă reformată rusă, dar care este foarte persecutată în Rusia. Acum se pare că din ce în ce mai multe biserici. Din ce în ce mai mult. Ea este recunoscută și agreată și agrementată de statul ucrainian, în schimb, unde ea își poate desfășura în libertate această lucrare de propovăduire a Evangheliei. Deci țineți mai mult de Ucraina decât de Rusia. Nu. Tocmai că biserica aceasta este persecutată în Rusia, e aceeași lucrare. Am înțeles. Dar sediul central al ei este acum în Ucraina, la Kiev. Da. Am înțeles. În episodul trecut am stabilit împreună câteva detalii despre experiența noastră tulburătoare. Să amintim, dragilor noștri prieteni, celor care n-au fost pe recepție săptămâna trecută. Un tânăr plin de abnegație, crescut într-o familie de intelectuali, Bogdan Ionescu, tata jurist, mama profesoară de literatură, ajunge să facă teologia la Sibiu, de acolo, prin niște concurse de împrejurări, ajunge portar la Patriarhie, la Ministerul Cultelor și apoi, dezamăgit de o tânără domniță care nu i-a deschis inima, nu i s-a deschis inima în fața dragostei lui Bogdan, Bogdan pleacă la mănăstire, acolo trece prin toate treptele și ajunge stareț. Cu toate că ajunge stareț, cu toate că are bani pe mână, cu toate că lucrurile funcționează din punct de vedere social și în aparență spiritual impecabil, ceva lipsește din suflet, ceva nu se întâmplă așa cum trebuie. Și într-o întâlnire neprevăzută, deși noi nu credem în întâmplări, pe peronul Gării de Nord se întâlnește cu un prieten care îl invită acasă. Acolo are parte de o revelație spirituală fără precedent. Conștientizarea că ai nevoie de o relație cu Dumnezeu și de acum urmează un drum greu. Părinte, ce v-au spus colegii, prietenii? Ați avut ocazia să vorbiți la telefon, episcopul, când a auzit că dumneavoastră nu mai vreți să mergeți la mănăstire? Cred că am și dezamăgit. Cred că poate unii au fost fericiți că am plecat. Cred că mulți au spus că sunt nebun, dar să știți că au fost și sunt și acum oameni care mă regret. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că după ani de zile m-am întâlnit cu preoți, m-am întâlnit cu ierarhi, adică episcop și chiar cu mitropolit. Îmi pare rău că n-am luat la mine o carte să vă citez, am primit-o cu dedicații și un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române îmi spune părintelui Bogdan, nu, părintelui meu iubit, cel mai real slujitor pe care l-am întâlnit. Asta mi-a scris-o cel mai real slujitor. Da. Asta mi-a scris-o acum 6 luni un ierarh al Bisericii Ortodoxe, dedicație pe o carte. Interesant, foarte interesant. Deci, repet, a-L iubi pe Dumnezeu nu înseamnă să-L îngrădești într-o confesiune sau într-o biserică, ci înseamnă, cum spuneam mai devreme, să te închini Lui în Duh și în adevăr. Bun. Totuși, reacții din acestea, te-ai tâmpit de cap, te-ai prostit de cap, n-ați primit? Aba da, cum să nu, că sunt nebun, că deja ar trebui să am un consult psihiatric, că cineva mi-a stricat mintea, că mi s-au turnat otrăvuri și mi s-a spălat mintea cu ce știu eu ce, o travă sau detergent, că mi s-au făcut vrăji, deci au fost foarte, foarte, foarte multe. Ba chiar cineva vroia să mă pună în legătură cu un exorcist, pe semn. Nu neapărat exorcist, că nu existau așa de performanți pe vremea aia, ci cu un de ăsta înainte văzător, o chestie de genul, să-ți vadă dacă nu cumva am ceva defecțiuni cauzate de ceva. Dacă n-am mercur, dacă n-am, eu știu,
Am înțeles. Ce alte trăsnăi. Au fost foarte glum. Cu familia, când ați reluat legătura? Ați mai reluat legătura după aceea? Da, cum să nu? Familia mea, da. Da. Ce au spus părinții? Cum s-au raportat părinții? Mama, v-am spus că mie deja nu mai erau. Mama, în timp ce eram la mănăstire, ea era membră într-o biserică neoprotestantă. Oh, deci mama ducerea a tras un semnal, da, de alarmă. Da. Deci eu cred că rugăciunile ei, și de aia încurajez orice femeie care are copii să mijlocească pentru ei. Mi-aduc aminte de o mamă celebră a istoriei care se numea Monica și care s-a rugat pentru băiatul ei, Augustin, până în ultima clipă a vieții. Nu știu dacă a apucat să-l vadă, cred că n-a apucat să-l vadă întors la Dumnezeu. Și Sfântul Augustin s-a întors la Dumnezeu după rugăciunile mamei sale, exact. Monica. Este senzațional atunci când o mamă se roagă pentru copilul ei. Așa e. Și rugăciunile făcute cu dragoste, impactul la tronul de har al lui Dumnezeu, sunt primite din partea unei mame. Ați plecat de la familia respectivă și v-ați angajat la o firmă. Da. Unde am lucrat până în 2007 și acolo am ascensionat. Să știți că deja îmi venise pasiunea să fac lucrarea lui Dumnezeu, misionam, vorbeam oamenilor despre Hristos, umblam în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, dar totuși faptul că lucram la o firmă și faptul că aveam un salariu bun, și aici vreau să trag un semnal chiar de alarmă, mă deruta de multe ori. Mă deruta. Făceam altfel lucrurile. Credeam eu și atunci ca pentru Domnul, dar totuși, dacă se apărea oportunitatea să mă duc cu prietenii într-un weekend, într-o excursie mai exotică, de exemplu, o făceam. Și ce făceați acolo? Nimic, pur și simplu mă duceam în excursie. Cum ați cunoscut soția? Am văzut fotografia soției la Iași în casa unui prieten. M-am îndrăgostit de ea, nici nu credeam că o să am vreodată succes, mai ales că e mult mai tânără ca mine. Am vrut să mă duc să o caut, era într-o tabără la mare. Ea mi-a zis nu. Și apoi cu coada între picioare și cu un buchet destul de șifonat de flori, mai mult strânse de mine în mână, m-am dus să o caut la Pașcani. Ea fiind din Pașcani, fiind dintr-o biserică baptistă, vreau să vă spun că a fost un cadou foarte interesant pe care Dumnezeu mi l-a făcut. Un cadou destul de ciudat, dar de o valoare inestimabilă. De ce spuneți ciudat? Ciudat pentru că era diferența de vârstă. Cam era diferența? Dacă nu sunt prea indiscret. 15 ani. 15 ani. Da. Și așa sunt frați din bisericile neoprotestante. Noi avem un copil pe care Dumnezeu ni l-a dat ca prin minune, pentru că doctorii spuneau că soția mea nu poate să facă copii. Dar știți, când oamenii spun nu, Dumnezeu spune da. Când oamenii spun că nu se poate, Iisus Hristos este soluția. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Și El ne poate da soluția. Și este soluția. Când v-ați hotărât să vă căsătoriți și să renunțați la jurământul de castitate? Când ați... Cum am văzut-o pe nevastă mea? Mi s-au oprit călcâiele. Deci asta da mărturisire în direct aici. Da. Deci cum ați văzut-o, ați și uitat de jurământul de castitate. Da, trecuse ceva vreme de când ați ieșit în mănăstire. Da, interesant. Și de data asta cu florile la Pașcani v-a primit. Da. Am mai avut două tendințe, dar foarte rapide. Puteam fi, eu știu dacă era, dar așa a vrut Dumnezeu, să fiu soțul unei fermiere care avea foarte multe vaci, tot undeva prin Moldova. Cineva a încercat să fac cunoștință cu o fată de prin zona Clujului. Dar cea hărăzită mie a fost această Monica. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră. Ce s-a întâmplat în viața noastră spirituală, de slujire, după ce ați ieșit de la mănăstire? Deci am fost chemat la început cu rezervă să-mi spun mărturia, să-mi spun ce am făcut și cine sunt acum. Vă dați seama, eram în faza...
deși eu stăteam foarte ascuns atunci, eram în faza în care eram un... să scoatem ursul ca să-l punem, să-l scoatem la plimbare, la lucru. Vă spuneam mai devreme, știți, că plimbat ca ursul. Dar eu încercam să fug de lucrul ăsta. Dar după 2007, culmea, Dumnezeu a avut un alt plan cu mine. Firma la care am plecat, stăteam la Iași, nu v-am povestit, aveam un home office, pentru că eu n-aveam casă și n-am nici în momentul de față. Și m-am trezit că nu mai avem unde sta. Și am zis, Doamne, ce facem? Firma a mai plătit încă un an să stăm acolo și ne-am mutat la București pentru că era mai ieftin decât de trăit. La Ploiești, pardon, mă scuzați, nu la București, că la Ploiești stau. E mai ieftin să treci la Ploiești decât la Iași, fiind centru universitar, în fine. Și de atunci Dumnezeu m-a pus la dispoziția Lui 100%. Am mai avut încercări să mă angajez, dar nu sortite eșecului. Bun, acum o să urmeze un tip de întrebări grele pentru dumneavoastră. Spuneți. Pentru că statutul acesta de predicator al Evangheliei itinerant are anumite avantaje, dar are și dezavantaje. Da. De ce nu v-ați consacrat ca membru într-o biserică locală? Vedeți, poate odată mai mult ca întotdeauna, am simțit nu întotdeauna lucrul ăsta. În toate cultele neoprotestante. De ce? Întotdeauna am văzut un interes care brusc scădea după ce oamenii se obișnuiau cu tine. Nu în sensul că scădea interesul, dar pur și simplu la un moment dat nu mai erai tu important. La fel de, nu e vorba că n-aveam nevoie de importanță. N-aveai pedigriul ăla de care vă spuneam parcă în emisiunea trecută. Nu aveai acel trecut baptist, adventist, penticostal, da, creat de o familie. Uneori chestia asta este și avantajoasă, adică ești venit la credință, ai dreptul să te manifesti, să spui despre tine, despre misiune, despre Isus, așa mai departe. N-ați simțit această atracție? Ba da, și... Dar ziceți că a fost doar pentru o vreme. Pentru o vreme, da. Bun. Și ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns în Ucraina, în Rusia? Deci, cum am spus și cu ani în urmă la... în acel interviu de la Speranța TV, printr-un fost călugăr, student la Facultatea de Teologie Baptistă de la Chișinău, Ivan Arteni, l-am cunoscut pe Serghei Juravliov. Serghei Juravliov fiind? Fiind arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Reformate. Acesta, în anii 90, l-a cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, a ajuns la concluzia că trebuie să se închine în Duh și în adevăr și a lăsat totul de dragul Domnului. Ce înseamnă totul? Ce a lăsat și ce? Totul. O parohie destul de mănoasă, rămânând cu o familie cu 5 copii mici și o situație precară, la Tula, undeva în oraș la câteva sute de kilometri de Moscova. Și a trăit și trăiește în continuare numai prin credință. Serghei Juravliov e un om care a ținut steagul acestei reforme a ortodoxiei destul de sus. A intrat de câteva ori în conflict cu autoritățile Ce ruse. Ce deosebire este între Biserica Ortodoxă clasică și Biserica Ortodoxă Reformată rusă? Biserica Ortodoxă Reformată este o biserică evanghelică, este o biserică, nu știu dacă sună bine, neoprotestantă, este o biserică evanghelică în care închinarea către Dumnezeu se face în Duh și în adevăr. În mod concret. Eu îmi pare rău că n-am venit pregătit, dar poate vom face o emisiune nu trebuie. Trebuie să ne spuneți ce aveți în minte după ce ați uitat tot. Asta trebuie să ne spuneți. Câteva lucruri doar. Deci, biserica ortodoxă reformată nu se mai închină niciunui sfânt, ci doar lui Dumnezeu.
Biserica Ortodoxă Reformată îl recunoaște numai pe Iisus Hristos ca singur mijlocitor. Biserica Ortodoxă Reformată crede ca izvor al revelației divine numai în Sfânta Scriptură, nu și în Sfânta Tradiție. Biserica Ortodoxă Reformată acceptă ierarhia doar organizatorică, organizatorică din Biserica Ortodoxă. Cam acestea sunt lucrurile. Da, sunt, nu, ele sunt foarte complex spuse în mărturia de credință. Dar îmi pare rău că nu am venit, dar poate vom face pe chestia asta o emisiune specială. Dar să înțeleg că Biserica Ortodoxă Reformată nu se închină nici la moște, nici la icoane, nu, nici la statui, nu, nici la nimic. Nu. Ci doar... doar că noi ne îmbrăcăm încă în anumite momente în hainele acelea sacramentale. De altfel, lucrul ăsta e destul de interesant. Dacă veți urmări Biserica Ortodoxă din Gruzia, și ei se îmbracă la fel ca și preoții ortodoxi. Biserica Baptistă din Gruzia. Îmi pare rău că domnul Otniel Bunaciu nu era dânsul, e foarte bun prieten cu episcopul Malcaz. Ei, ca o, și nu vreau să intru prea mult în detalii, ei ca o revoltă împotriva Bisericii Baptiste oficiale din vremea comunismului, au găsit cu cale să se îmbrace exact ca preoții ortodoxi. Și în continuare folosesc hainele acestea sacramentale, deși sunt baptiști, membrii Alianței Mondiale Baptiste și așa mai departe. Deci, a te îmbrăca nu în haine... Nu cred că asta e cel mai important. Nu e cel mai important, dar impactul haina. Este, impactul există. Ce faceți dumneavoastră acum? Aceasta este o întrebare. Predic Evanghelia. Vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Unde pot, încerc să ajut la plantare de biserici. Sunteți strict sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Reformate Ruse sau colaborați și cu celelalte biserici neoprotestante? Colaborez cu absolut toate bisericile neoprotestante. Nu aveți ziduri. Oblăduirea Bisericii Ortodoxe Reformate este doar simbolică, dat fiind faptul că noi abia fiecare dintre noi ne putem duce zilele. Dar trăim într-o nu sunteți frumoasă cu Hristos. Nu sunteți plătiți de niciun for și așa mai departe. Nu. Din ce trăiți? Și nu avem nici sponsori. Din ce trăiți, părinte? Din mila oamenilor. Unii oameni, unele biserici ne ajută, unii se deschid, alții ne închid. Vedeți, am fost într-o biserică, am avut ocazia, am avut privilegiu să merg în Statele Unite și am predicat într-o biserică, au fost oameni care au fost mișcați de predica mea, pentru că la rândul meu a fost făcută sub înrăurirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. N-a fost de la mine și meritul e numai al Domnului. Și la sfârșit, liderul acelei biserici mi-a zis, știți, pentru faptul că nu sunteți în cult, eu nu vă pot da dumneavoastră nimic. Eu prefer să fiu așa. Cu timp în urmă am văzut un titlu de carte creștină, Trump for the Lord, adică vagabond pentru Domnul. De multe ori să știți că și eu mă simt la fel. Soția mea zice că poate e timpul să-mi caut de lucru. Mi-am găsit de lucru, dar să lucrez în ture n-aș mai putea să fac lucrarea lui Dumnezeu. Mi-am găsit de lucru ca paznic. Nu știu ce va fi. Deocamdată vă spun, am avut cazuri și vreau să vă fac o mărturisire. Vă rog. Cu ani în urmă, n-aveam în casă o hârtie de un leu. Ne trebuia pentru o pâine pentru feciorul meu. Am zis, noi ne descurcăm. Și am stat înaintea Domnului, ne-am rugat și am zis, nu ne ridicăm de pe genunchi până când Dumnezeu ne răspunde. Și a sunat cineva la ușă. Erau trei frați de etnie romă, mari, solizi. Frații ăștia erau dintr-o biserică adventistă. Și mi-a zis, știți, frate, noi ne-am pocăit când ați predicat dumneavoastră. Și de când dăm zeciuiala la casa Domnului, găinile nu se mai opresc din ouat și caprele din făcutiezi. Am venit și la dumneavoastră cu ceva. Sunt momente în care în casa ta Dumnezeu poate să trimită corbica lui Ilie. Și de aia, în momentul în care mergi pentru o credință din asta vecină cu nebunia crucii,
cred că Dumnezeu îți găsește soluțiile. Oamenii te rănesc, dar Dumnezeu îți dă soluțiile. Întrebare. Nu ați fi mai în siguranță să vă lipiți de trupul unei biserici care să vă sprijine, măcar local, în misiunea dumneavoastră? Am încercat. N-ați fost primit. Nu că n-am fost primit. E foarte circumspectă privirea fiecăruia. Ce caută asta aici? Ce caută asta aici? Ce-o vrea? Dar stai puțin, dar dacă va cere, dar dacă nu va cere, dar dacă va ajunge la un moment dat biserica să îl aleagă un soi de lider. Am întâlnit și cazuri din astea, dar îi dau slavă lui Dumnezeu. Trebuie să vă spuneam câteva întrebări foarte grele și m-a impresionat încă din prima emisiune sinceritatea dumneavoastră debordantă și cred că vom merge pe aceeași linie. Dacă cineva v-ar întreba pe a cărui autoritate dumneavoastră botezați, nefiind într-un cult recunoscut din România, ce ați răspunde? Pe autoritatea pe care am primit-o prin punerea mâinilor ierarhului meu. Acum haideți să vă spun ceva. Și bine că o spunem și într-un mediu public și v-am spus la mine ce e în gușă și în căpușă. Eu am fost hirotonit sau reordinat sau luat rehirotonit, termenul mai frumos e hirotonia, de către arhiepiscopul Serghei Juravliov, împreună cu doi episcopi evanghelici din Ucraina. Eu am o gramată, parcă data trecută v-am arătat, da, prin care sunt împuternicit să fac aceste lucruri. Iar dacă mă întreabă cineva de ce le fac, în primul rând, mai presus de toate, am o împuternicire de la Dumnezeu. Am înțeles. O altă întrebare dificilă. Cum vă raportați la ziua de închinare? Ziua mea de închinare este cea legată de odihna pe care am primit-o în Hristos. Pentru mine, orice zi este o zi de închinare. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihna, spune Mântuitorul Hristos. Fiind în acest nou legământ, prefer să fiu într-o închinare. Vă spuneam mai devreme că sunt credincioși care sâmbătă sau duminică sunt cei mai sfinți și trece săptămâna, trăiesc în ale lor și după aceea vin din nou la biserică și sunt sfinți sâmbăta sau duminica. Am înțeles poziția noastră, doar că anumite lucruri se pot pierde prin această relativizare a închinării în fiecare zi. Eu sunt convins că noi trebuie să ne închinăm în fiecare zi și odihna lui Hristos nu este doar într-o zi pe săptămână. Corect. Dar în același timp a rupe dintr-o săptămână ziua de închinare și a folosi-o în mod exclusiv pentru Dumnezeu, poate că să oferă cu ocazia aceasta niște binecuvântări pe care nu le-a primit niciodată înainte. Vreau să vă spun ceva. Îmi pare rău că Serghei Juravliov nu poate să fie cu mine aici. El este un promotor al sâmbetei, iar vorbeam de pravoslavnei șabat, dacă vă aduceți aminte. Dar eu trăiesc în continuare cu viziunea mea. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că am văzut oameni care de dragul zilei de odihnă fac în ciuda altora. Da, asta este un lucru regretabil și sunt de acord cu dumneavoastră. Riscăm uneori ca anumite zile de odihnă să ne facă și mai răi și mai incisivi. De aceea nu vreau să vă indispună întrebările acestea ale mele. Nu, dimpotrivă, fac bine. Vreau doar să fiu vocea poporului, pentru că sunt foarte mulți care gândesc în felul acesta. Dar e foarte interesant ce a spus. Practic, cel care va hirotoni pe dumneavoastră, domnul Serghei Juravliov. Nu, e episcopul. Episcopul, nu e domn... așa. Da. Mă rog, nu le am cu titulaturile. Cum spun frații penticostali, domn e unul singur. Bine, da.
nu le-am cu titulaturile foarte bine, dar e foarte interesant că promovează ziua de închinare a sâmbetei, a spus, în da, Rusia. Da, el promovează, da. Și sunt mulți dintre noi care sunt în relații foarte strânse cu adunări mesianice de pe teritoriul ex-Uniunii Sovietice și aceștia se închină sâmbăta. Da, foarte interesant. Din punct de vedere al escatologiei, cum vă raportați? Cum vine Hristos? Cum se întâmplă conform înțelegerii dumneavoastră? Conform înțelegerii mele, Iisus Hristos va veni să-și ridice biserica. Mai întâi se vor ridica cei care au adormit întru Domnul din morminte, apoi noi, cei care vom fi rămași, ne vom ridica la cer și după aceea va urma tărăboiul. Și după aceea va mai fi o rămășiță, probabil, care va fi mântuită ca prin foc. Dar noi trebuie să fim printre cei ridicați de Domnul. Amin. 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 Unde sunteți invitat? Biserici de orice confesiune. Mai puțin acum sunt anumite confesiuni care nu mă mai cheamă. De ce le e frică? Poate de... Să știți că sunt biserici care nu mă cheamă datorită impactului meu. Sunt biserici care nu mă cheamă datorită faptului că nu știu ce am să spun. Astea sunt cele mai noi. Sunt biserici cărora le e frică să mă cheme datorită faptului că de multe ori dau cu barda ca Ioan Botezătorul. Sunt biserici care nu mă cheamă datorită faptului că la mine ce e în gușă și în căpușă. Și încerc să spun lucrurilor pe nume. Dar nu sunteți refractar în a colabora, în a discuta, în a vi se propune de către nicio biserică? Absolut. Am slujit în toate confesiunile neoprotestante, dar primordial pot spune că am lucrat cu frații penticostali. Am înțeles. Ce simțiți când botezați un om? Ce simt? O responsabilitate. Un sentiment de mândrie și de bucurie. Când îi botezați? La vârsta prunciei sau la vârsta matură? Mărturisirea de credință de la Niceea spune așa: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului. Ce mă spune? Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Oare cine mărturisește? Mama, tata, preotul, patriarhul, papa? Sau eu trebuie să-l mărturisesc? E o cântare pe care copiii evanghelici o cântă: rugăciunea mamei mele nu este de ajuns, nici mărturia nașului sau preotului nu-i de ajuns. Eu trebuie să-l mărturisesc pe Iisus Hristos în apa botezului. Deci, botezul este mărturia unui cuget curat. Dar cugetul curat e al unui copil, dar trebuie să fie și mărturisit. Înainte, nu știați lucrurile astea? Cum vă raportați la ele? Când vedeați din ăștia pocăiți care botează? Știți care e problema? Din păcate și asta se botează mulți, mai ales din familii de pocăiți, ca să fac pe un plac hatâr părinților, ca să le cumpere o mașină, să-i țină în facultate și așa mai departe. Dar ei n-au o relație reală cu Dumnezeu. Poate cântă la cor, poate cântă în orchestră sau în fanfară, dar ei n-au o relație reală cu Dumnezeu. Se pune cu semnul întrebării și faptul dacă ei sunt sau nu mântuiți. Problema este că mărturisirea, pe baza mărturisirii unui cuget curat și a simbolisticii ăsteia, a îngropării omului vechi firesc și a ieșirii omului nou duhovnicesc, tu poți să spui deja, așa cum spune Scriptura, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Culmea, nicăieri și nicio traducere a Bibliei nu se spune cine se va boteza și apoi va crede. Ba mai mult, nu știu dacă dumneavoastră ați sesizat cu acel tânăr de pe undeva de prin Moldova, care după 30 de ani a cerut să explicații bisericii ortodoxe de ce a fost botezat când era mic. Și a avut un certificat de dezbotezare. Da. Asta e situația. Eu mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Cornel Dărvășan mărturisește un botez spre iertarea păcatelor.
Și asta o face fiecare dintre noi. Trebuia deja să luăm de mult publicitate. Revenim cu o întrebare foarte, foarte adâncă și vreau să vă întreb ce șanse are Biserica Ortodoxă din România de a primi anumite aspecte ale Evangheliei, de a se reforma, dar după publicitate. Nu vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prin viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Când o să mă fac mare, o să mă fac profesor. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Iată-ne în direct cu părintele Bogdan Ionescu. Cum se zice? Părinte, preot, părinte, pastor? Părinte, cum vreți voi, pastor, orice. Că unii dintre neoprotestanți sunt foarte deranjați de acest apelativ, pentru că Domnul Iisus zice voi să nu vă numiți rabi și unul singur este învățătorul vostru, Hristos, voi toți sunteți frați. Da. Apoi părintele nostru e în ceruri, nu? Vorba aia, Domnul e în ceruri. Da. Și uneori există această reticență în a te adresa unor personalități teologice cu anumite titluri. În primul rând, și aici mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu, noi suntem toți frați și surori în Iisus Hristos, Domnul. Dar pe de altă parte, unii și alții trebuie să ne respectăm ungerea. Eu respect ungerea fratelui meu Cornel Dărvășan, respect ungerea, eu știu, a vreunui păstor sau evanghelist sau predicator de o altă coloratură și vreau să-l respect spunându-i și adresându-mă lui corect. Apoi toate chestiile astea țin și de cultura fiecărei țări. Dacă ar fi să intrăm în mărunțișurile astea, cred că iarăși pentru noi n-ar avea nicio relevanță. Da. Înainte de publicitate puneam o întrebare. Cunoașteți sistemul Bisericii Ortodoxe din România? Cunoașteți sistemele evanghelice din România? Da. Credeți că mai există vreo șansă reală ca la nivel central să existe demersuri, să existe demersuri spirituale, sufletești, teologice, de a se ajunge la anumite concluzii biblice în loc de cele tradiționale în dreptul Bisericii Ortodoxe din România? Din punctul meu de vedere, consider că din punct de vedere spiritual, carismatic, Dumnezeu poate să facă orice vrea El din Biserica Lui. În primul rând, mândria fiecărei confesiuni creștine o va face, mă refer biserica asta văzută, aproape imposibil să colaboreze cu cealaltă. Dar știu că Dumnezeu trimite oameni. Nu vreau să pronunț nume, dar este un personaj destul de cunoscut în lumea evanghelică de astăzi, pastorul Vladimir Pustan, care ia câtă datorită apropierii lui de Biserica Ortodoxă a avut destul de mult de suferit. Dar el spunea chiar și de curând despre
lucruri care se întâmplă în Biserica Ortodoxă și care sunt reale și care sunt evanghelice. Pentru că noi, dacă nu ne apropiem cu dragoste de ei, și decât cu băta sau cu ghearele scoase cum o pisică stă și așteaptă atacul, eu știu, al cățelului, noi nu vom putea face treabă. Noi trebuie să ne dezvoltăm dragostea față de biserică. Nu neapărat față de un om, ci de biserică. Unii față de alții. Și împreună să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Problema se pune în felul următor. Biserica Ortodoxă are oameni, are ucenici înascuns. Interesant, când ucenicii normal fug, apar ucenici înascuns. Aveți semnale de genul acesta? Există, există. Și în continuare cred că... Ați putea să ne spuneți în mod concret la ce vă referiți, fără să dați nume? Da, există și ierarhi, există și preoți, există și biserici paralele ortodoxe. Care ce fac? Ierarhii aceștia și preoții aceștia. Care simpatizează, încearcă să colaboreze, se deschid, caută să îl caută mai mult pe Dumnezeu. Gândiți-vă că mișcarea asta, care de curând a fost comemorată la Antim, la mănăstirea Antim, rugul aprins, mișcarea asta intelectual-religioasă, totuși a fost o deschidere. Gândiți-vă la oastea Domnului. Iarăși, o mișcare care ușor, ușor se deschide. Da, da, a durat ceva până când Biserica Ortodoxă a acceptat oastea Domnului și dacă nu accepta oastea Domnului, cred că avea mult de pierdut. Oricum, și oastea Domnului de multe ori a accelerat parte din ea foarte mult. Unii s-au transformat în biserici evanghelice, alții au rămas ucenici nascuns, dar practică botezul la maturitate făcut nascuns în alte biserici evanghelice sau de către pastorii unor biserici neoprotestante. Deci, și sunt cazuri din astea pretutindeni în țară, și în Ardeal, și în Moldova, și chiar în Banat. Da. Vreau să vă întreb, dacă ne ascultă în seara aceasta un lider religios sincer, și mă refer din bisericile tradiționale, care a urmărit experiența dumneavoastră, care a văzut zbuciumul dumneavoastră, ați ieșit dintr-un sistem, n-ați intrat foarte adânc în sistemele evanghelice din România, decât cu slujirea, fără să fiți regimentat într-un fel sau altul. Ce i-ați spune ca să progreseze în viața spirituală a lui? În primul rând, să își facă o ordine în sistemul de valori. Cartea numărul 1 pe care să o ia, să o studieze, să stea cu burta pe ea, să se încarce cu ea, să strângă, să o strângă la piept, strâng cuvântul tău, ca să nu păcătuiesc, și cartea asta legii, să în prioritățile lui să fie Biblia. Cartea numărul 1. În al doilea rând, să încerce o rugăciune simplă, o rugăciune pe care probabil și călugării cu viața îmbunătățită au avut-o. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea inimii, să o practice pe aia. Nu pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, ale născătoarei de Dumnezeu, ci nu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dă-mi lumina ta, dă-mi lumina cunoștinței tale și ajută-mă cu adevărat să fiu mântuit. Știți? Când se cântă la rugăciunea învonului în timpul Sfintei Liturghii, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Mântuiește, mântuiește, mântuiește. În general, mulți din poporul creștin român nu au siguranța mântuirii, ci vor să fie mântuiți. Se roagă pentru mântuirea lor. Noi trebuie să avem o siguranță a mântuirii. Cine crede și se botează, este mântuit. Aș încerca să vă ispitesc puțin pe finalul emisiunii. Îmi dați voie? Așa, dumneavoastră e la ordinea zilei, ispitirea dumneavoastră. Ca un
ispititor așa mai blând, nu vreau să vă fac să păcătuiți, dar vreau să vă întreb, cum vedeți acest proiect numit Catedrala Mântuirii Neamului? În primul rând, poporul român nu poate fi mântuit la grămadă. Am observat că, de fapt, nu se mai numește Catedrala Mântuirii Neamului, greșesc. Se numește Catedrala Națională. Urmăriți, dacă nu, eu chiar am vrut să scriu un articol pe pagina mea de Facebook. Poporul român nu poate fi mântuit la grămadă. Poporul român are încă niște tare și are o grămadă de balast provenit de la pruncii omorâți de-a lungul vremii, la păcatele poporului. E vremea ca Dumnezeu să înceapă să intre în legătură strânsă cu poporul român. Catedrala e insignifiantă. Poate să fie o biserică, un reper, un obiectiv de artă, dar sunt niște ziduri. Biserica reală a lui Hristos este formată din credincioși. Știți? Biserica lui Iisus Hristos nu e cimitir. Am obiceiul să spun lucrul ăsta întotdeauna. În care să pui racle de aur, de argint, în care să fie sfinte oase. Biserica lui Iisus Hristos este mireasa. Și Iisus Hristos este mirele. Și Iisus Hristos este Dumnezeu. Și Iisus Hristos este un Dumnezeu gelos, care nu își împarte slava cu nimeni. La nuntă. Moartea nu prea cică la nuntă. Așa e. Iisus Hristos este un Dumnezeu gelos și El nu își împarte slava cu nimeni. Asta este un lucru foarte important. Catedrala Mântuirii Neamului poate să fie un etalon al poporului român, așa cum e casa poporului, cum sunt, dar în niciun caz nu va mântui la grămadă. Cred că mai degrabă termenul de Catedrală Națională ar suna mai bine cum încearcă ei acum să o facă. În orice caz, au început-o, trebuie să o termine. Se cheltuie o groază de bani acolo. Știu. Să-L ne rugăm bunului Dumnezeu să nu se apuce de moschee. Apropo, cu asta, cum stați? Cu ce, cu moscheea? Da, în fiecare zi trec pe lângă una și nu e mare scandal acolo. Acolo unde e moscheea sau ce? Da, să zicem că se aprobă. Sau cea, sunteți de acord cu o moschee în România? Eu zic că sunt destule neoficiale. Știu una pe linia de centură, știu una prin orașul Voluntar, știu una pe Temir unde, una pe Fundeni, centre culturale islamice, sunt destule. Să fie sănătoși și să-și vadă ei de statul în centrele lor, deschizându-se prea mult ușile, mă uit la poporul francez, unde secularismul și frica și lipsa fricii de Dumnezeu a făcut ca să se deschidă ușile păcatului. Uitați-vă. Eu am văzut arabii intrând în ghetoul evreiesc în Paris. Am văzut ghetoul evreiesc din Paris, sau hai să zicem cartierul evreiesc din Paris, evacuat de către jandarmerie. Lucrurile astea nu trebuie să ajungă. Să nu uităm că Ismael întotdeauna va fi un neînțeles. O ultimă întrebare în această seară. Ce înseamnă pocăința unui stareț, ca o concluzie? Înseamnă trăirea sub autoritatea unei minți noi, schimbate. Știți, metanoia, minte schimbată. Unii, hai să vă mai spun ceva, în ortodoxie au dat înțelesului de metanoia, înțelesul de metanie. Și fac o cruciuliță și cu fruntea la pământ se închină în fața icoanelor. E metanie mare și metanie mică. Noi la mănăstire făceam un gest văzut, provenit dintr-un lucru care trebuie să se întâmple aici, la nivelul minții. Să schimbi mintea, să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt și să mergi după El. Dar nu să mergi după El numai când e bine. Să mergi cu El și în Ghețimani, să mergi cu El și la cruce, să mergi cu El și la mormânt. Să mergi cu El oriunde ar merge. Nu numai când e bine. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Tânăr, bogat, șmecher, haine de firmă, Ferrari în față, vinde tot ce ai. Și L-a plecat întristându-se. No. Orice pentru Dumnezeu. Dacă îl iei pe cuvânt, poți merge mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru această seară, doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi teologul Bogdan Ionescu, episcop al Bisericii Ortodoxe Reformate Ruse, dar iată că această biserică
De fapt, este o biserică evanghelică, este o biserică în care se promovează cele mai multe învățături evanghelice, ajunge în Ucraina și încet, încet și în România. Vă invit să urmăriți aceste două episoade de la început, dacă nu le-ați văzut. Pocăința unui stareț, veți avea multe de învățat și veți fi binecuvântați în Cornet Drăvășan. La revedere!